Bună! Sunt Laura și tu te afli pe SOS My Doctor, locul unde găsești informații medicale utile și unde poți face consultații online cu cei mai buni medici specialiști. Astăzi vorbim despre testul Papanicolaou. Testul Papanicolaou, prescurtat PAP, este foarte important în prevenția cancerului de col uterin sau cervical. Testul Papanicolaou este o investigație foarte simplă, ce se poate efectua în cadrul unui control ginecologic de rutină și este recomandat a fi făcut anual de către orice femeie. La ce vârstă se poate face acest test? În mod normal, testarea PAP este recomandată între 21 și 65 de ani. Însă, dacă ți-ai început viața sexuală mai devreme, te numeri deja printre femeile care ar fi bine să efectueze periodic testul Papanicolaou, conform indicațiilor medicului specialist. Unul dintre miturile despre cancerul de col uterin este că după menopauză nu mai este nevoie de testul PAP, ceea ce este o informație greșită. Cum ne pregătim pentru testul Papanicolaou? Există câteva recomandări pentru pregătirea pacientelor înainte de efectuarea acestui test. Cum ar fi? Recoltarea se face între ziua 10 și 20 a ciclului menstrual. Înainte cu 48 de ore, evită contactul sexual, spălăturile vaginale, utilizarea tampoanelor, folosirea cremelor vaginale sau ovulelor. În cazul pacientelor aflate la menopauză, recoltarea se poate face oricând, cu respectarea regulilor de mai sus. În cazul pacientelor care au născut, prelevarea se face la 3 luni postpartum. Și în cazul pacientelor gravide, prelevarea se face după naștere. Cum facem testul Papanicolaou? Probele pentru testul Papanicolaou se recoltează în timpul unei consultații de rutină, nu este dureros, nu implică o intervenție agresivă, este ușor de recoltat și durează foarte puțin. Celulele se recoltează din colul uterin cu ajutorul unei periuțe speciale, urmând ca probele să fie trimise apoi la laborator. După recoltare, sunt posibile ușoare sângerări vaginale. Se vor evita spălăturile vaginale și contactul sexual pentru 24-48 de ore. Pacienta își poate relua imediat activitatea zilnică, fără nicio problemă. Rezultatul testului este gata de regulă în 2 săptămâni de la recoltare și poate arăta astfel. Normal, atunci când nu există celule anormale. Inflamație. Aceasta indică existența unor celule ușor anormale care se pot datora unei inflamații sau infecții. Sau anomalii, adică existența unor celule anormale care pot însemna modificări precanceroase. În funcție de rezultat, medicul ginecolog poate recomanda examinări suplimentare. Testul Babeș Papanicolaou este una dintre metodele sigure de screening pentru cancerul cervical. Totuși, ca orice test de laborator, acesta nu este 100% exact. Se poate întâmpla ca rezultatele să fie neconcludente sau fals negative, ceea ce înseamnă că testul nu indică prezența celulelor anormale, deși ele există. Cu toate că este posibil ca uneori celulele anormale să rămână nedetectate, efectuarea cu regularitate a testului PAP, conform indicațiilor medicului specialist, este foarte importantă. Dacă un test PAP nu a detectat celulele anormale la un moment dat, cel mai probabil următorul test le va identifica. Cancerul cervical nu apare peste noapte și, de foarte multe ori, nici nu are simptome vizibile. Evoluția lui poate dura chiar și câțiva ani. Totodată, atunci când se manifestă, poate avea simptome cum ar fi sângerările sau scurgerile vaginale anormale, ce pot fi confundate ușor cu alte condiții medicale comune. Testul Papanicolaou trebuie efectuat de fiecare femeie în fiecare an, deoarece acesta este un test de ce poate identifica din timp modificările unor celule care au potențial malign. Pe platforma de telemedicină sosmydoctor.com găsești cei mai buni medici, specialiști online, gata să răspundă întrebărilor tale în orice clipă. Îți recomandăm să descarci gratuit aplicația SOS My Doctor din Google Play sau App Store. Alege acum medicul potrivit situației tale medicale și intră în convorbire cu acesta. Dacă ți-a plăcut acest video, nu ezita să te abonezi și să ne urmărești. Ai grijă de sănătatea ta. Pe curând!